Timp de 4 zile, de astăzi și până duminică, la salonul auto Euromall veți putea admira și testa ultimele modele de mașini apărute pe piața auto, de la mașini economice, accesibile pentru toate buzunarele, până la bolizii de lux. Ne propunem să aducem în fața publicului nostru, a vizitatorilor și clienților Euromall, în fiecare toamnă, modelele noi, ofertele de finanțare care sunt valabile pe perioada evenimentului, precum și să venim în întâmpinarea concesionarilor auto, oferind o variantă extrem de bună și de eficientă de a-și prezenta aceste modele. V-au pregătit ca de obicei modele noi, oferte speciale și sesiuni de test drive pe care le puteți realiza chiar din parcarea Euromall sau, dacă nu, de la sediul firmei lor. Cum este vorba de mașini, de la un astfel de salon nu putea lipsi poliția rutieră. Pe tot parcursul evenimentului vom fi prezenți cu un stand, să-l numim așa modern, cu un stand, unde vom avea permanent prezent un agent de poliție de la poliția rutieră, domnișoara prezentă aici, domnișoara agent Bărbulescu Elena, din cadrul Poliției Rutiere a municipiului Pitești, care va dialoga cu fiecare cetățean interesat să se informeze despre legislație, poate chiar și cu propuneri legate de nou cod rutier. Și campionul de raliu, Vali Porcișteanu, va fi prezent la salonul auto Euromall. Sâmbătă, începând cu ora 18, Vali Porcișteanu va veni cu mașina de curse, cu care a cucerit titlul național, va da autografe pasionaților de mașini, dar și sfaturi legate de șofatul defensiv. După cum știți, am avut și câteva acțiuni în diverse școli, mai în urmă cu câteva luni. Am povestit acolo diverse lucruri din experiența mea pe care o am în competiții de 10 ani de zile și am încercat să le transmit tuturor tinerilor că ce vor să facă pe stradă și tot ce se întâmplă cu mașinile este mult mai complicat decât pare și acea viteză pe care, să zicem că ne încântă atunci când suntem la volan, este foarte periculoasă și trebuie să știm cum și ce să facem atunci când mergem repede. Tot sâmbătă, AMI va susține un super concert începând de la ora 19.